În mileniul 3, în ciuda evoluției suportate de societatea europeană, și formele de agresiune capătă noi valențe, astfel că se impun evident și noi metode de combatere, iar arta pare a fi o armă puțin exploatată până în prezent, mai ales în această parte a continentului. În acest context, Centrul Municipal de Tineret din Ruse a gândit un proiect în care se implice tinerii, derulat prin programul Tineret în Acțiune. Și cum Asociația Culturală pentru Copii și Tineret Millennium Art este un partener mai vechi al instituției vecine, 7 tinere din Giurgiu au fost cooptate să participe la proiectul Art împotriva agresiunii, derulat în perioada 16-24 iulie. Cel mai mult mi-au plăcut workshop-urile. Au fost trei categorii: visual art, stage art și media art. Am făcut parte din stage art și a fost incredibil. Spectacolul s-a derulat ieri într-un oraș alături de Ruse. Fiecare țară participantă a avut un moment. Noi am fost pregătite de flori și am prezentat un dans. S-a organizat un flash mob în centrul orașului Ruse. Acesta a avut un impact surprinzător asupra celor prezenți. Nu am așteptat să fie atât de receptiv și să înceapă să se miște alături de noi. Ce a fost interesant este că împreună am muncit și am realizat un spectacol, creând fiecare, venind cu ideile lui și punând totul într-un loc, am reușit să facem ceva foarte surprinzător și toată lumea a apreciat efortul nostru. Cred. Ne-am făcut foarte mulți prieteni, am rupt bariera dintre noi, ne-am înțeles foarte bine. Care sunt cei care ți-au rămas ție la suflet, mai prietenoși? Italienii, turcii și bulgarii. Pe lângă activitățile din cadrul atelierelor de lucru, tinerii au fost implicați în acțiuni de joc, socializare, cunoaștere și descoperire reciprocă. Au vizitat obiectivele cultural-istorice, au participat la serii interculturale și, evident, au creat strânse prietenii. Prin intermediul acestui proiect, Asociația Millennium Art marchează noi parteneriate ce se pot dovedi a fi utile în proiecte viitoare. Este o șansă extraordinară pe care tinerii o au să participe la activități de tineret, proiecte de tineret europene prin intermediul acestui program Youth in Action pe care Comisia Europeană îl pune la dispoziția tinerilor. Mă bucur că avem o colaborare bună cu Centrul de Tineret din Ruse, Bulgaria și putem derula împreună astfel de activități. Mă bucur și că prin intermediul acestui program putem identifica parteneri noi cu care să desfășurăm proiecte de tineret.